toate, ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. 300, 600, 1200, respectiv 2400 de euro astăzi la dublu sau nimic, special pentru Vladimir. Bună dimineața, Vladimir! Bună dimineața! Salut, Vladimir! Salut, Vladimir! Salut. Ce mai faci? Păi pe acasă. No, aștept să răspund la întrebări. De unde ești loc? Din Cluj. Ah, ce mai Vladimir Cluj? Din Cluj. Hai să scot ăla de 8 secunde. Vladimir? Alo? Da, da. Te-am trezit? Nu. Dar ce făceai acolo? Hai, lucram la calculator când a fost sunat de cineva de la radio, de la dumneavoastră. Da. Colegul Adi te-a sunat că te-ai extras calculatorul. Ce lucrezi la calculator? Contabilitate. Ah, bună treabă. Ești foarte serios, Vladimir. Și, da. Tu era prins în Excel-uri. Treburi de genul ăsta. Dă-le încolo de emoții. Da. Mai cu viață, mai cu viață în dimineața asta. Vezi că ai 6 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare, Vladimir. Da. Mamă, că trebuie să facem ceva cu Vladimir. Măi, Vladimir, ce zici, domne, de Arabia Saudită, ce iarzi pe argentinieni? Cum o vezi? Echipă mare. Echipă mare, a? Argentina. Ne-am văzut acum pe ultima intervenție, circulă un filmuleț cu niște arabi saudiți care se bucură de victorie și unul scoate ușa din țățen și o aruncă în curte și ne întrebam cum, fără să bea alcool, cum te poți manifesta așa? Adică cum faci așa dacă ești doar pe Iran? Da. Ție îți place Iranul, Vladimir? Poftim? Îți place Iranul? Așa. Vladimir, trebuie să facem ceva cu tine, că dacă răspunzi așa, nu te încadrezi în timp. 6 secunde, da. Măi, trezește-te un pic, trage nițel de tine. Agită-te, fă o genoflexiune, două, deschide fereastra. Dă-ți cu apă rece pe față. Ok. Ceva din toate astea o să fac. Gata, e mai rapid. Bine, Vladimir, reguli stricte, asta cu timpul ar putea fi cea mai mare problemă în dimineața asta, dar să sperăm să nu fie așa. 4 întrebări, da? Fiecare întrebare are o anumită valoare, tu decizi ce faci în timpul jocului, însă vrem să ne răspunzi în 6 secunde, da? Da. Bine, hai, ești pregătit? Începem? Da. Hai că am emoții. Hai că de data asta sunt eu nepregătit, că nu trebuie. Fusesem 200 de euro, dar 300. Hai să începem. Fii atent aici. 300 de euro. Vladimir, 300 de euro, o mulțime de bani. Pentru această sumă trebuie să ne spui care este pluralul cuvântului ceață. Cețe. De ce? Cețe. Cețe a zis, nu? Da. Vreau să vă mărturisesc, stimați ascultători, că această întrebare mi-a fost furnizată de fiul meu de clasa a treia, Radu, care a venit cu caietul la mine și mi-a arătat că a scris pluralul acestui cuvânt, cețuri. Și vă mărturisesc, eu nu știam că ceață are plural și l-am certat pe fimiu. Zic, băi, cum mă cețuri? Zic, cum ți-a venit ție așa ceva? De unde până unde? De ce nu? Doamna ne-a zis. Măi, tată, zic, vezi că n-ai scris o reclamație? Ai scris la inspectorat? Doamna e o doamnă respectabilă, zic, dar trebuie să mai verificăm și că, uite, poate mai apar greșeli, poate n-ai înțeles tu bine. A avut și auzi. Dom'le, și-am căutat în Dex și deci asta era într-o lecție de clasa a treia, da? Cuvântul ceață scrie pluralul. Da. Vladimir, pluralul este cețuri. Cețuri, da. Nu era cea mai simplă întrebare, pentru că, după cum m-am mărturisit, nici eu nu știam răspunsul până la alteri. Dar, na, era cumva și la nimereală, că puteai să zici cețe, ceți sau cețuri. Adică aveai, practic, o variantă din trei, n-ai ales-o pe aia corectă, n-a fost să fie, așa că mâine începem de la 400 de euro. Bun. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în Deșteptarea la Europa FM.